frumos la Alexandra, ia uite ce vezi, vezi la ta, salut, bă, șacalor, ce faceți? Probabil vă întrebați de ce youtuberul vostru preferat filmează cu o geacă și dezbrăcat pe dedesubt. Nu, nu sunt gay, doar că sunt răcit și nu prea, și nu știu, dacă filmam în tricou mi-era prea frig și dacă filmam cu geacă și cu tricou mi-era prea cald, așa că am zis să-mi iau o geacă fără tricou. Fără tricou, cred că e mai bine. Prieteni, dacă ați fi darnici să dați un like acestui videoclip, atâta timp cât eu beau o guriță de Teraflu să mai-mi treacă un pic năsucul, v-aș fi recunoscător. Curt story time pe ceașca asta scrie Florian, știi? Și pe mine mă cheamă Lucian. Și mama mea la cana când avea ochelari și a crezut că scrie Lucian și scrie Florian, de fapt. Am ținut să vă zic asta. Glumesc, nu pot așa, dar mă rog. Frumoșii mei, astăzi ne vom uita la niște poze cum apar pe Instagram și cum sunt făcute de fapt în viața reală, pentru că știm cu toții că nu primim o poză și o punem direct pe aia, nu trebuie să facem mai mult așa, mai așa, știi? Las tot să ne uităm. Gen, și eu dacă stau din față, fii atent, uite-te la mine cum sunt din față. Știi? Și dacă stau așa dintr-o parte, ia uite-te. Știi? Gen, e un pic ceva, știi, de câte... Știi, gen asta, adică. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Prima poză este cu aceste două frumoase domnișoare extraordinare. Uitați-vă la ele cum beau din acea nucă de cocos. Mamă, ce-mi plac nucile de cocos și nu mă refer la alea pe care le ține ea în mână. Extraordinar de frumoase aceste două domnișoare, dar stai, hai să le luăm de mână, da, dintr-o parte și să mergem. Ia uite cum arată acum. Uite, nu, unde-i nuca de cocos? Că e un dovleac, nu mai nici nuca de cocos. Uite-te o leacă aici, mă. Exact, prieten, să mor eu, parcă nici slip-ul nu mai e aceea. Deci o schimba culoarea și slip-ul și tot. O zis, băi, lasă-mă, du-te, lasă-mă, nu mai vreau. Aviz amatoarelor care se cred frumoase pe Instagram. Ce domnișoară, zici că e păpușică, mamă, mamă, dar dacă m-aș duce mai aproape de ea și aș vrea să o pup. Ah! What the fuck? Uite cum arată. Ui, mai bea o gură. Deci pe lângă că o scăpa de un kill jumate, dacă și-o dată machiajul jos, bă, știi cum e păpușoi, știi asta, știi când dai așa de păpușoi, știi, rămâne așa, bă, zici că ăla de ce e păpușoi, băi, zic de porumb de la de. Când de la 5 la 7 dimineața trebuie să culegi porumbul și de la 8 ești la facultate. Ceva în genul ăsta. Dar ce picioare elegante are această gazderă, dacă aș putea să-i spun, doamne, extraordinar, ce forme, super. Stai, de ce e așa rotund? Hei, nu e ok. Băi, prietene, să mor, nu că pot și eu să fac așa cu mâna, știi? Mă rog, dacă mai apăs pe ea, mai fac așa. Bă, dar halul ăsta mi-o pun așa, mi-o pun, bă, nu mai, deci aici nu mai pot. Gândiți-vă cât o curbat-o de acolo, cât o băgat așa, cât o rotit-o, dacă, cât s-o rotit ea, știi cum ar veni. Gândește cum era, era cred că drept așa, deci era fata mea dreptunghi, așa era drept, de dreptunghi, știi, așa era fata mea. Îl avem aici pe Justin Bieber, dezbrăcat, zise tipul care filmează cu o geacă și în pielea goală, că e normal, e normal. E frumos, arată bine, arată extraordinar, dar nu așa arată înainte de a fi pus pe Instagram, ci așa arată. What the fuck, man? Uite-o leagă până, băieți, până și cuculetul e mai mare. Mai da o gură de la mă. Bă, deci m-am făcut ăsta la față să mor. Deci că ăsta m-am făcut. Bă, ideea e că, nu știu, e super fierbinte, dar te pișcă pe limbă că e fierbinte, dar și mentolat și cu căpșuni. Deci e dulce, mentolat, fierbinte. Deci nu înțeleg. Știu că toată lumea a văzut această poză cu Justin Bieber, dar nici omul perfect nu este perfect. Adică, uite, are brațul mai mare, are poponeața mai mare, are pieptusul mai mare, are fățuca mai mare, are totul mai mare, mă înțelegi? Inclusiv, adică păpușo, porum. Aleu! Mai știți când vă ziceam eu, băi, aveți grijă ce fată aveți lângă voi, bă, că s-ar putea să aveți un prieten fără să vă dați seama, nu o prietenă, știi? Ei bine, pe lângă că mi s-a făcut cald cu șuba asta pe mine, chiar dacă sunt pielea goală și dacă mi-e dau jos mie frică, sunt prostru și că-s răcit și anticorpii mei nu-și dau seama ce se întâmplă. Avem această frumoasă domnișoară. Este are o ce e aia de lângă ea, o orhidee. Deci pe lângă orhideea deja este o floare, dar deci sunt, vedem două flori în aceeași poză. Dar micuțul meu Robert, tu care abia ți-ai făcut prietenă și ești cu tipa asta pe nume Alexandra, da? Și doarme la tine, Alexandra, că sunteți fericiți, sunteți împreună, sunteți un cuplu, e foarte, foarte frumos, da? Alexandra se trezește la 8, dar tu din greșeală, pentru că ai băut prea mult Teraflu aseară că erai răcit, te-ai dus la 7 jumate la baie să faci pipi. Și când te ridici așa să te uiți frumos la Alexandra, ia uite ce vezi, ia vezi la ta,
Aleo! Aleo, cine asta? Dă să-i dau, dai, bagi așa, zic, hoț. Nu mă, Robert, mă, ia, bine, prietena ta, măi, Alexandra, e lângă tine, ce frumos doarme. Ai crede că Achelie, dar nu, n-a Achelie, așa e ea. Nu, ia-i blitz-ul ăla de pe față, că lucește prea tare. E momentul ăla, frate, e viață când îți dai seama că ai greșit, frate, abia atunci îți dai seama că ai greșit. Fii atent, mă înțelegi dacă ce vreau să zic, hop, ai greșit. Ai greșit rău. Apropo, mai știi tipa aia care i-ai dat like pe Instagram, care avea o poză frumoasă în flori, cam ca asta, știi? Și era frumoasă, era o floare cu mai multe flori, ceva în genul. Și ai vrut să-i dai și tu o floare, dar a zis nu, că eu am făcut poză în flori, am flori, știi? Și te duci la locul ăla unde voi să iei tu floarea și vezi asta, frate. O vezi pe vaca de Georgica acum și-a făcut poză în lanul cu flori și nu mai e nici faună, nici vegetație, nici nimic, s-a dus. Uite, păi, dar ne-am dus. Hop. De unde să-i mai iei tu garofiță lui Georgica dacă garofița de Georgica le-a distrus pe toate? Că le-a distrus, uite cum le-a făcut. Asta se află în spatele unei poze. Deci orice, bă, inclusiv și eu, bă, când pun normal, când unul v-am zis, nu o să stau așa, știi? Asta e fața mea când stau din față. Știi? Gen, nu, eu nu meu, așa se duce. Ai văzut când mă pune, mă, mi se duce gura singur, mă înțelegi? Pe când dacă m-am întors așa, știi, vreo 30-40 de grade, nu știu cum, bă, mi se duc mâinile așa, știi? Știi? Gen, nu știu, bă, este așa, de reacția corpului. O avem aici și pe Kylie Jenner când avea mai puține operații estetice, că acum le are pe toate, știi? Adică ea și-a făcut o listă așa, cu 300 de operații și începea să le bifeze. Asta, mâine, știi, le-o completat. Ce ziceam eu? Kylie Jenner din față și Kylie Jenner din lateral. Ia uite-o pe Kylie Jenner, zici că e mătușica mea de 50 de, uite așa. Bă, apropo, mai știi, mă, pe Bianca aia desplăcea ție. Trebuie să o știi, mă, pe Bianca. Și voi, fetelor, știți pe Bianca, tipa aia care arăta super, frate. Bianca, trebuie să fie avut o Bianca care sigur arăta așa, frate, când mergea la piscină. Toată lumea jurul ei. Dar Bianca, frate, când ieșea din piscină era ceva în genul ăsta, frate. Gen, Bianca, mai ușor, fata mea, că totuși ești dreptunghi, să mor, că ești dreaptă, ești două dreptunghiuri, așa, una așa, una așa, știi, nu știu, ți-ai o rotiță acolo care îți învârte picioarea așa. Bă, deci nu că și-o pierdut ea din forme, deci și-o pierdut slipul, deci s-o făcut slipul direct așa, din forme de-astea, pătrate așa, mă înțelegi? Bă, deci nu tu arcuit-o leacă, deci drept, așa, gen, hop, hop, așa, direct, să mor, Bianca, ce ai făcut? Clasicele poze cu fetele noastre frumoase în iarnă, nu? Păi, da, băi, frate, ca o fa, uite cât îndură o fată, frate, ca să fac o poză așa frumoasă, trebuie mai întâi să fie așa, frate, să fie mai întâi om de zăpadă și abia după e poza pe Instagram. Înțelegi? Bă, acum mă înțelegeți că mai au defect, că n-am nicio problemă, înțelegi, nu sunt băieți, dar ideea e că băieții nu prea își fac, adică mă înțelegi, băieții numai cu fetele, știi că una că mai așa, una așa, știi, una care zâmbește, că atât ai tot. Adică băieții nu prea își editează fața, nu știu cum îmi folosesc aplicații, dar apoi mă zic, băie, scoate-mi și mie mucul ăla, că îmi stătea un muc, știi, un fir de păr din nas, aia e, un muc mai pățești, știi cum e la un băiat. La fete, frate meu, ieși și tot e, păi, dar pune acolo să fie. Bă, trebuie să recunosc că mereu ai vrut să-ți faci tu o poză la geam, ca băiat, nu știu dacă ai încercat. Eu nu cred că am încercat. Nu cred că e ok să te văd ca băiat, să fie o perdea în spatele tău și tu să fii așa. Eu, mă rog, fă ce vrei. Dar o poză care arată așa, frate, știi, care vine, cum vine lumina aia, bă, cum vorbește ea cu soarele, să vină soarele direct atunci când face poză, atunci se pune soarele. Nu, e bine, o poză de aia trebuie să fie așa, frate, știi. Adică un blitz de la telefon, un pic de la soare te ajută așa, știi? Mai aprins bec în bucătărie, mai un coș de la de fructe de pui, de tai cartofi în el, știi, când îi pui la spălat acolo. Și așa abia atunci iese, mai iese un pic poza. Mai stai și tu un pic așa și iese. Bă, ce hater. Bă, eu nu sunt hater, bă, eu sunt răcit acum, bă, eu sunt răcit, mai aveau o gură de asta. Hai că acum e mai ok, am încercat eu, dar nu e mai ok acum. Glumim, bă, glumim. Odată, oricum, toată lumea suntem la fel. Adică fac mișto de tine, fac mișto de mine. Cum ar veni, mănânci tu, mănânc și eu. Cam așa vine. Poza asta a fost postată cu descrierea. Pot să respir. Uitați-vă un pic mai atent, vă las să vă uitați, da. Arată bine, da, e un fel de Billie Eilish, da. E contrast complementar, da, roșu-verde. E ok, dar un pic de zoom. Observați ceva sau, cred că mai bine spus, nu observați? Nu ați mirosit de ce oare? Că nu e nasul. Unde-i nasul? Că nu-i. Știam eu că ceva nu miroasea bine. Poți să fii tu cât de frumos o-i fi, dar tipul asta nu-i de nasul tău. Da, mă, nu mai glumiți. Oricum e deja nasoală treaba. Haide, mă, mereu fac așa. Dacă o să căsătorească vreodată și vrea să aibă copii, poate m-ar întreba dacă vreau să fiu nasul ei. Ce purghine. O avem aici pe tipa asta, da, care e mai thick așa cum ne place. Nu, că mie îmi place thick, cum sunt băieții, nu, că mie îmi place așa thick, că e thick, știi, thick, da, îmi place mie. Prieteni, vă rog frumos să mă lăsați să vă arăt cum arată și fata voastră după ce a postat poza pe Instagram, după ce o vedea, arată așa, gen,
nu știu ce să zic, dar și-a pus un buzunar aici, ceva, nu înțeleg, a mai tras-o cu reapă, deci eu nu înțeleg ce a făcut, deci nu înțeleg. Și-a mai pus doar așa aici, că nu înțeleg, uite-o leacă, ci cum era subțire, că o prindea așa cu mâna, așa, mă, nici nu pot să o îmbrățișez, așa, știi, că ca ursul de copac, deci nu înțeleg. Piciorul ăla lucios și frumos, care arăta ca un crevruș bun, acum arată ca un parizer, frate, de la, de la Paris, la 5 lei, 70% carne și restul ciocuri și picioare de găină, pietre, oase, ce-o fi acolo. Dar de colegul ăla, bă, de merge prin Bali și prin Tenerife și prin Machu Picchu, de arată frumos, de cerul acolo are altă nuanță, de cerul acolo e albastru așa, cerul e albastru, deschis, totul. Bă, nu știu, are altă culoare planeta în partea aia, nu știu cum bate soarele altfel. Că vine Saturn și când face curba Saturn acolo în constelația noastră, nu știu cum face o lumină care acolo e mai diferit, acolo e altă, e altă parte a planetei, știi? Nu, e asta de fapt arată așa, frate, deci că e la mine la țară, știi, când se face undeva la 5 seara, când deja se duce, cam așa arată, știi, zici că e apă de aia direct din fântână de aia veche, cam așa arată și acolo. Asta e învățătură de minte, băi, e învățătură de minte că nicio, băi, cred că 95% din poze, bă, nu sunt postate fără măcar să-i mai crești tu acolo un pic luminos, bă, să vezi tu că tragi așa un pic, nu se poate. Bă, nu-i bine, bă, nu-i bine, bă, nu se poate așa ceva, vă rog, gata, stop, nu mai vreau să văd nicio poză. Mă așez pe mijloc din nou, nu mai vreau să văd nimic, s-o terminat. Dragi prieteni, gândiți-vă că mai sunt foarte multe faze. Deci dacă sunteți genul de oameni care nu vă editați așa multe poze, băi, poate scoți o aluniță care are păr, băi, scoți aluniță aia, că mă înțelegi, știi, na, aia. Dar nu, adică nu, nici chiar, adică nu, adică serios, adică nu, vă rog, nu. Ce să zic, aceste poze mi-au lăsat un gust mai amar decât mi-a lăsat acest teraflu, care nu știu cum are combinație de căpșun cu mentă și fierbinte, are cel mai nașpa gust din lume. Dar așa că lor, cred că de-a mai închei videoclipul, că văd că m-o lua cu frisoare, gata, nu mai pot. Ba, mi-e calm, mi-e fric, ba, tușez, ba, nu, deci gata, vă rog, dați-vă, rugați-vă pentru mine să rezist. Pentru ăștia de-ați rămas până aici, s-au făcut la celălalt videoclip 5.000 de comentarii cu muci, înseamnă că o să postăm reacție. Bă, pentru că da, sunt într-o zi, da, mă gândesc dacă să postez o reacție acum și una de ziua îndrăgostiților. Mai gândesc, dar vedem noi. Ce să vă zic, vă pupă stripperul vostru, stai să nu mi se vadă nipălsurile dacă îmi dă de monetizare YouTube. Oricum o să-mi dea, vă pupă ăștia care vă uitați manual la videoclip. Salut ăștia de la YouTube. Nu-l mai demonetizat, te rog eu frumos. Vă pup, vă iubesc, aveți grijă de voi. Nu uitați să râdeți, bă, mereu. Bă, mereu, știi, mereu aici, cruce. Mereu. Ne vedem data viitoare. V-am pupat. Pa, bă!